Pornit-o. Pornită. Da. Monica, mă gândeam că ce-ar fi să vedem pe modelul ieșitului ăsta. O altă mulțime. O altă mulțime, dar să nu aibă atâția divizori de mulți. Da. Adică, nu. Eu acum îți propun cum trebuie să facă un profesor să compună el ieșitul. Trebuie el să vadă toți divizorii mai întâi. Așa, încât să se aleagă să apară divizori mai puțini. Pentru asta, el se gândește la un număr format dintr-un produs de două numere prime, să zic așa. Deci acolo vrea să-ți folosească 11 ori 17. Da? Deci numai doi divizori. 11 și 17 și bineînțeles produsul 11 ori 17. Așadar, el ascunde... elevul când s-a apucat de treabă, el trebuie să caute toți divizorii. Dar nu știi, până ajunge la 11 ori 17, are de muncit un pic. Dar face trecerea în revistă, 2 nu merge, 3 nu merge, nu știu ce, nu știu ce, și până nu duce la 7, la 11. Da? Se duce ușor, ușor la ceilalți divizori. Așadar, să mulțim pe 17 cu 11. Ne pregătim de aranjarea unei ieșițiu mai interesant. 1 ori 7, 7. 1 ori 1, 1. Și hai să folosim acolo 187. Deși numărul e mare, el nu are foarte mulți divizori. Ci doar pe 11 și pe 17. De sus la numărător să zicem 100. Da, după aia trebuie să lucreze, să afle pe aia doi. Păi asta e treaba lui. Dar eu ca profesor urmăresc acum din partea lui modul în care își descopere toți divizorii. Da? Deci avem o altă problemă. Am dus în varianta trecută, când ai luat 40, avea foarte mulți divizori și acolo era important să nu cumva să scape vreunul din ei. Da. Dar acum obiectivul meu este să-ți descopere toți divizorii, să încerce descompunerea acestui număr. Așa. Iar aici, la numitor, la 8x minus 6, poate alți. Pentru că eu am luat 11 și 17. Niciodată când voi fi egal cu 11 sau cu 17, 6 ăsta nu va oferi șansa să găsesc vreo soluție. Și atunci trebuie să mă gândesc că aici să fie cu număr impar. 5, să zic. Că 5 cu 17 oferă un număr par, mai sunt șanse să am soluții. Și ca să fiu și mai sigur, iată că zic 2x. Când a zis 2x, adică de fiecare dată 5 cu 11, 5 cu 17 va da un număr par. Dând un număr par, pentru că îl găsesc pe X, împar la 2 și atunci o să găsesc soluții. M-aș bucura ca la fiecare rezolvare să găsesc și niște valori, nu? Mulțimea A să aibă elemente. Da. Deci, încă o dată, mi-am fixat ca obiectiv să nu aibă prea mulți divizori. Da, totul care ai pus. Da? Deci eu știu acum, 17 și 11. El nu știe rezolvitorul. Și să aibă și soluții. Bun. Acum, la mulțimea B, deci asta e noua mulțime. A egal cu toți acei X din Z, pentru că ale 187 supra 2X minus 5 aparține totului Z, da? Punctăm repede 2x minus 5. 2x minus 5 să fie diferit de 0. Și mulțimea am dat-o. Acum, hai la B să compunem ceva în care să ne propunem să obținem să vedem toate proprietățile puterilor. Adică tot o fracție, noi am spus 3 ori cât era aici,
3 la 6 parcă era scris, nu mai știu cât era. Țam așa ceva. 3 la 6, dar nu las 3 la 6, așa scris direct, ci să fie rezultatul deci unui calcul. Să zicem, este 3 la a doua, totul la a treia. Okay. Ascund aici. Plus era 3 la 4, să știi. 3 la a doua, totul la a treia, adică să văd cum, dacă știi să ridici o putere, să ridici o putere la o altă putere. Da? Pe urmă, plus 3 la 6, pe urmă următorul, era 3 la 4 acum, dar am fixat 3 la 6. Modificăm. Pe urmă am zis eu 3 la 7. Dar 3 la 7, să zicem că e din 3 la din 9, din 3 la 4, ori 3 la a 3. 3 la 4 ori 3 la a 3 îmi dă foarte bine 3 la 7. Și bun gândit aici. Dar mai fac o modificare. Modificarea care o fac aici este să zic 9 totul la a doua. Ca el să se gândească la 3 la a doua și totul la a doua. Să-i facă 3 la a patra. Iar în loc de 3 la a treia îi pun 27. Ca el să se întoarcă să-l găsească. Vezi? Așa încerc să ascund, să nu fie prea vizibil ideea de a apare treiul peste tot. Să fie strădania lui. Și plus acum, 3 la 8. Dar 3 la 8 pot să zic că este 3 la 3 la 8 la împărțirea a două puteri, cum făceam, să scădeau exponenții. Eu zic că 8 acela poate fi 10 minus 3 la a 10, am închipui, împărțit la 3 la a 2. Că 3 la 10 împărțit la 3 la a 2, fac numai bine 3 la 8. Și acum în loc de 3 la 2 pun 9. El să fie pus în situația de a face tot felul de, să verifice toate proprietățile. Și să sesizeze că baza 3 trebuie să lucreze. Da? Deci așa mi-am aranjat până acum. Jos să punem, încercăm un pic să vedem ce diferență. Numitorul, factorul comun va fi 3 la 6. Și jos, hai să punem. Da, am o întrebare. Zimi. 27 plus 3 la? 3 la 10, okay. Împărțit la 9. 3 la 10 împărțit la 9. Pentru că aici am scris din greșeală 9. Deci 3 la 10 împărțit la 9. Și numărătorul l-am lăsat așa. Merg pe numitor. Dar modifici și factorul. 0. Ai, nu. Nu, nu, ai particip la ieșitul tu. Acum dacă e 3 la 6, va fi de acolo până acolo, ca să rămână fracții, măcar 3 la 7 sau 3 la 8 să folosesc, să fie factorul. Deci la 3 la 8 mai mult. Hai să zicem pentru 3 la 8 cât ar însemna. Folosește 3 la 8 dintr-o combinație ceva. 9 la la 4. 9 la 4, că e 3 la a 2, totul la a 2, 4 ori 2, 8. Da. Foarte bine. Deci 9 la a 4. Și ai ascuns foarte bine. Plus. Acum să-ți dea 3 la a 9. Gândește-te cum să-ți rămână 3 la a 9 din tot felul de șmecherii. Adică nouă acela să fie la sfârșit.
urma calculilor, împărțiri, o putere la altă putere, dă o scară eventual. 3 la 2 la 4. Ia să vedem cât ar face. 3 la 2 la 4. Să ia de sus în jos. Întâi se face 2 la 4, cât face? 2 la 4. Corect. Și a dat 3 la 16. Deci ăsta face 16 exponentul și vine 3 la 16. Și împărțim ca să-ți rămână 3 la 9. La 3 la cât se împart eu ca să-mi rămână 9 când știu că mi-a dat 16 aici? Împărțirea înseamnă scăderea exponenților. Da. 16 minus cât se facă 9? 16 minus 5. Minus 5 nu face 11. 16 minus 7. 7, pardon. Da? 3 la 7. Și uite cum ai făcut așa ceva. Și mai punem însă ceva care să mă ducă spre 3 la 10. Trei la treia e 27, nu? Da, da, nu-l faci. Tu te gândești la da, 3 la 3 e 27. Foarte da. Bine zis. Da, și după aia... Și dacă zici 27, Măriuca, totul la a treia, la cât ai ajuns tu? Că scrii în 27 totul la a treia. 27 totul la... Pentru să adică pui... 27 la a treia. Cât înseamnă 27 la a treia? Înseamnă da. Că e 3 la a treia, că 27 e 3 la a treia, și da. Totul la a treia ai 3 la a noua. Da. Și tu, fiindcă vrei 3 la a 10, mai pui ori în 3. Și ai făcut cea mai tare chestie aici, la lucruri cu puteri, încât pe elevul pe care vrei să-l testezi, ai acum ocazia să spui, dacă ăsta se descurcă și lucrează partea asta, înseamnă că el știe totul la puteri. Deci eu, profesor, că acum te iau colaborator, deci tu ești... mă rog, cea care acum m-a ajuns și împreună noi gândim un egheșițu care să fie foarte interesant. Deci, repet. 3 la 6 va fi factorul comun din ce am aranjat. 3 la a 8 va fi factorul comun din ce am aranjat. Dar până acolo, fiecare din termenii adunării ei aranja cât s-au putut de ciudat. Și anume, aici face 3 la a doua totul la a treia, 3 la a șasea. Dar ceilalți, ăsta va face 3 la a șaptea, că așa am hotărât. Ăsta face 3 la a opta, cred că. Da. Aici factorul comun să fie 3 la a noua. Deci toată lucrarea asta e făcută pentru ca folosindu-te de acest egheșițiu, doar de acesta, să facem, de fapt, prin el un test asupra puterilor și operațiilor cu puteri. Deci dacă mi este lucrată expresia asta, înseamnă că eu pot trage concluzia, nu? Referitor la rezolvitor, că știe să lucreze puteri. Are clar
toată procedura. Ba mai mult, știi, să scoată și în factor comun. Deci asta mă încântă foarte tare cu aranjarea aceasta. Și pun ori în X. Deci am făcut cu coeficientul ăsta ca o expresie pe care trebuie să o lucrăm. Ori X egal cu... Aici tu ai avut o idee foarte bună, că ai zis 6,0412 înmulțit cu 2. Și ți-o dat ăsta. Hai să mulțim cu 3 acum. Deci luăm pe 6,0412 ori 3, că tot se lucrează cu 3 peste tot. Și dacă mulțim cu 3, cât am de la mulțire? Pun 3-ul de desubt, ca să înțelegem bine. 3 ori 2, vorbește tu. 18. A, nu, da, ți-a de la sfârșit. Deci nu de la partea întreagă, de la stânga spre dreapta, că s-ar putea uneori să depășească. Uite, dacă mulțim cu... Hai să mulțim cu cât? Cu 5, nu cu 3, cu 5. Ia să vedem cât ne dă. 5 ori 2. 5 ori... Dar nu putem să zicem 5 ori 12? Poți să zici 5 ori 12, dar zic 5 ori 2, 10 și trece. Exact cum știi că treci în 5 ori 5 cu 6. Deci punem în paranteză, așa am rezolvat grupa. Deci vezi? Important să nu treacă peste 1 ca să mă duc în partea neperiodică aici, că se modifică. Nu știu cum vine acolo, dar în momentul ăsta, dacă m-am păstrat sub un tind din două cifre, sub 100, la mulțire e bine. Acum, 5 ori 4 fac 20, vezi? Da. Și 5 ori 6, 30. 30. Și iată, asta ar fi. Modificarea care o facem este... Virgulă 20, 60 împărțit la 6,04 în paranteză 0,2 în paranteză 12. Îl pun dedesubt împărțit. Da. Sigur că cel mai corect este să pun așa, sub formă de fracții, dar tu spui împărțit la 6, pentru spațiul meu de aici, 6,04, 12 în perioadă. Și mai punem încă ceva, ce vrei tu, mai punem un număr acolo, când trec ne ajung din testul ăsta de aici la puteri și cu aici la numere... decimale, periodice simple, mixte. Nu știu dacă vede el deodată. Nu cred că va vedea. Că e de 5 ori. Tu ai văzut foarte repede de 2 ori, dar de 5 ori nu mai vede. Și el trebuie să muncească acolo. Aici nu are nicio șansă. Trebuie să muncească și să-și dea seama că rezultatul este 5. Dar dacă îl anticipează... Bine, dacă mă uit așa, nu. Dar dacă deci mai mult, da. Dacă te uiți mai mult, da. Dacă nu știi de poanta asta, cred că nu sesizezi așa, nu-ți sari în ochi foarte repede. Și oricum, dacă sesizezi, tot trebuie să scriu tot aia. Așa, de... da. Plus 7 pe 3. Plus 7 pe 3 și închidem paranteza, acolada de la mulțimea B. Deci, la vedere, noi acum am propus un egășițiu care presupune găsirea a două mulțimi, A și B, și pe urmă să facem operații cu mulțimile. Deci, ca profesor, în culisii, eu trebuie să gândesc egășițiu
așa încât el să aibă o rezolvare ușoară, ușoară, în ghilimele ușoară, dar să testezi tot ce trebuie în legătură cu nivelul de informații. Deci, practic, după aceste găsirea acestor două mulțimi, înseamnă că eu testez aproape toată materia de clasa 5-a. 30-20 și în perioadă ce e? În 20 și perioadă 60. Ok. E 12, ce l-am mulțit cu 5. Ok. Bun. Și viu la clasă și le propun să găsească mulțimile. Încep. Să se determine mulțimile A și B. Să se determine A mare și B mare. Și B, operații. A reunit cu B, A intersectat cu B, A minus B și A minus B și respectiv B minus A. Dar pot să zic și așa, să se facă A minus B, paranteză, reunit cu B minus A. Iată să facem și asta. Tot au găsit pe A minus B. Tot au făcut și B minus A. Și acum zic, ce a găsit să le reunească? E pentru prima dată când cer o proprietate pe baza celor pe care le-au făcut deja, mulțimilor pe care le-au determinat. Da. Ei, hai să ne apucăm de treabă și ne închipuim că tu, acum ai deschis calculatorul, eu am compus ghișițele astea mai devreme, nu le știut, și ți le-am propus spre rezolvare. Așa că... Oricum, n-am văzut ce ai calculat tu atunci. Deci... 11 ori 17 acela? Da. Ei, nu l-ai văzut, dar ideea ai auzit-o. Este înregistrată, deci eu mi-am luat divizorii. Da. Da? Dar nu știu rezultatul, deci... Nu știi rezultatul, sigur că da. Atunci. Așa da. Începem. Rezolvare. Începe și să aflăm mulțimea. Vorbește tu, de acum mă conduci. Osuta 87 supra 2x minus 5 aparține lui Z. Da. Dacă și numai dacă 2x minus 5. Dar trebuie să mai scriem și să nu fie egal cu 0. Eu punem asta. Punem aici imediat când am zis propriet, când am zis asta, dar noi ne asigurăm. Hai să vezi cum trebuie redactat, dar riguros. Deci există, așa spune. Ăsta e simbolul, există. Alt simbol? Există. Da? Un e întors. Aolo! Deci există. Și acum o să văd un 7 întors. E chiar acolo un... Poate îndreapta să-l vadă. Uite aici, Măriuca. Așa. Scrie, în dreptul lui există. Există. Așa. Am făcut și așa un simbol, dar îl mai repet. Acesta, în loc să scriu un cuvinte, există fracția asta. Ok. Da? Există fracția asta, scriu acest simbol. E întorsul. E întors. Deci există fracția asta. Există, adică stai de vorbă cu ea. Dacă și numai dacă. Numitorul e diferit de 0. Dacă și numai dacă, 2x minus 5 diferit de 0. Așa trebuie început. Deci pot să mă adresez fracție și eu trebuia să scriu aici, nu? În 2x minus 5 diferit de 0. Este scris. E bine că am scris. Deci există fracția, dacă și numai dacă numitorul diferit de 0. Dar insist pe chestia asta ca să fie foarte limpede. Noi ne apucăm de lucru punctând această treabă. Și acum
Începem lucrul, cum ai spus tu. 187 supra 2x minus 5 aparține lui z, mi-ai spus așa, dacă și numai dacă. 2x minus 5 egal cu divizorii lui 187. 2x minus 5 aparține, adică este un element din mulțimea divizorilor. 2x minus 5 aparține mulțimii divizorilor lui 187. Deci dacă este printre divizorii lui 187. Și începem să-i vedem. Divizorii, zicem, divizorii de 187, mulțimea divizorilor, că am notat-o cu literă mare, cu D de la divizori, este egală cu, și să vedem ce punem în paranteze. Nu închidem paranteza, că nu știm câți divizori are. Mai întâi cei improprii. Unul și el însuși, nu? Unul și 187. Mergem cu ce? Plus minus. Știi bine că am zis. Eu trebuie neapărat să pun? Da. Că plus minus înseamnă că îi scriem și pe cei negativ și pe cei pozitiv. Varianta asta, știi când procedam, scriam pe toți cei pozitivi și pe noi continuam cu cei negativi. Corect, într-o mulțime nu așa se scrie plus minus. Într-o okay. mulțime se scrie elementele. Toate alea pozitive, după aceea toate elementele negative. Că plus acele minus negative e... cu minus, nu? Așa, acele negative okay. cu minus. Așa e corect. Și eu insist acum să mergem pe varianta corectă, ca să nu să ne obișnuim cu asta. Deci rămâne 1 și 187. Nu mai vreau să mai spun plus. Că se subînțelege. Apoi... Azi divizori. 2 poate să fie? Nu. Nu. 3? Nu. Nu. 5? Nu. 9? Nu a fost 3? Te pronunț foarte repede. Nici. 7? Ia să vedem 7. Încercăm părțirea 7. 180 și... Nu pot să facem în cap. Poți să faci așa în mental, în minte, da? Da, deci de două ori, 14. Da. 4, coborăm 4, 7, 7, deja... Nu merge. Nu. Deci 7 nu. Deci 7 nu? Următorul divizor? Număr prim, adică? 11. 11. Nu știu ce, dar am suspect că merge. Ia vezi. Mă întreb de ce. Deci 11 în 18? Odată. Rest 7. Coborăm celălalt 7. 77? 77... În 11 în 77 de 7 ori. De 7 ori. Deci, într-adevăr, a mers și 11 și câtul împărțirii 17 sunt divizori. Da, 7, deci 11, 7, da. Okay. Da? 11 și 17 sunt aceștia divizori. Ok, dar dacă eram normal și nu știam asta, cred că trebuia să continuăm. Asta e. Deci... După 11, ce alt divizor? Eu încă suspectez că s-ar putea să mai fie alți divizori. Da, ok. 13. Ia să vedem la 13. Să împărțim, nu știu. Odată. 13. 5. Rest 5. Coborăm 7. Da. 13, 50.
De 3 ori. Cred că am puțin. 44. Ia vezi, la 4 cred că merge. 4 ori 3, 12. 4 ori 3, 12, 1 înainte, 4 ori 4 ori 1, 4 și 1, 5. 1, 5. Okay. Se vede că mi-a dat rest. Deci, dar restul e mai mic, deci, na. De, ar trebui să continui celălalt divizor după 13, cine vine la rând ca număr 17? Pentru testare. 17. Dar 17 a apărut. Gata. În clipa asta nu mai are rost să mai continui pe 17. Că dacă deja la 14, dacă deja la 14 era doar cu sau aici la 13 a dat 14, ceva. Doar cu 1 și oricât ar mai fi. Am înțeles. Că atunci de aici îți dai seama. De aici îți dai seama că nu mai continui. Exact. Da? Bun, bun. Știi, continuăm pentru când, când domină împărțitorul. Dacă, deci când tu se întâmplă să fii mai mic decât împărțitorul, ne oprim. Și tu ai spus așa, sigur se va opri. Că dacă am mai ridicat un pic diferența între 13 și 14, e foarte mică. E de 1 și ceva. Și eu dacă cresc împărțitorul, sigur că tu scade și gata, mă opresc. Da, o observație bună. Chiar și acum continuăm. Împărțeam la 14, tot dădea mai puțin. Sigur că siguranță. Da. Deci atât. Ăștia sunt pozitivi și fiindcă suntem în Z, luăm și pe cei negativi. Minus 1, minus 187, minus 11, și minus 17. Și cu asta am prins toți divizorii. 8 sunt de toți, da? 8 variante. Și acum ne apucăm de lucru, te rog. Începem? Da. Doar că te întrerup un pic, atât. În fine. Deci 2x minus 5 egal cu prima variantă 1. Minus 5. Ok. Echivalent cu 2x egal 6. X egal 3. X egal cu 3, care este din Z, scrim, aparține lui Z și deci ne bucurăm, satisface și condiția asta, așa că mulțimea mare, primul este element... Este mai mare decât 0, logic. Este 3, este un număr din Z, atâta tot mai important, era important. Da, că putea să fie mai mic decât 0, dar să nu fie 0. Ah, tu te gândești la 0 de la numitor. Nu, m-am asigurat. Stai, că tu pui în problema următoare. Păi îl iau așa fără să văd dacă nu cumva face 0 la numitor? Adică ar fi trebuit să înlocuiesc pe x cu 3 și 2 ori 3 cât face? 2 ori 3. 2 ori 3, 6 minus 5. Face 1. Okay. Deci nu mă sperii care exista pericolul ăsta. Îl iau direct pentru că noi am luat aici la numitor să fie 1. Nu există posibilitatea ca să dea 0 la numitor. Că toată durerea mea era să nu cumva să fie 0 la numitor. Dar nu, că sunt la numitor sunt divizori. Adică exclus 0, că nu se poate face. Ah. Nu există 0 ca divizor a unui număr. Da? Păi da, dacă era, să zicem, acolo minus 6 și nu minus 5. Dacă nu era minus 6, atunci probabil... Da, atunci, ok, nu. Nu s-ar fi întâmplat nimic. Bun. Deci dacă
În condiția aceea care am pus 2x minus 5 diferit de 0,